aproape 12 ani și nu am schimbat. Am rămas pe domeniul învățământului și este un domeniu care mi-a oferit foarte, foarte multe satisfacții profesionale și posibilitatea unei dezvoltări personale la care nu m-am așteptat. Într-adevăr, dezvoltarea a fost facilitată și de evenimentele din care am avut acolo și de orizontul pe care l-am avut, deosebit în domeniul proiectelor. Când am fost aici, chiar am studiat puțin și am ieșit cu referințe, de fapt, în primul rând, proiectul european, care oferă posibilitatea extinderii competențelor pe care le ai și, de fapt, a creierii unor competențe transversale. Ce am făcut mai departe, după ce am intrat în învățământ, am lucrat un an de zile în școala specială. Am hotărât, totuși, să mă mut în învățământul de masă, chiar dacă am pierdut niște zboruri, am pierdut timpul liber pe care l-aveam, pentru că, urma, în școala specială este puțin mai mic decât în învățământul de masă, timpul a fost mai mult, dar am preferat să merg pe partea învățământului de masă și să dezvolt această instituție care, inițial, ce am intrat eu în învățământ, nu avea personalitate juridică, dar acum este o instituție de semnăsătură, evident, ajutată și de legislația care a apărut ulterior. Mi-am urmat toate gradele didactice, gradul didactic evolutiv, gradul 2, gradul 3, care fiecare gradă profesională vine și cu o anumită sau o altă încurajare salarială. Însă, ceea ce a oferit acest domeniu este partea de proiecte. Am aplicat conform anunțurilor pe care le-am primit de grupurile de discuție și de diverse site-uri, în cadrul proiectelor formator de sănătate, formator în ce privește domeniul de competențe didactice, competențe pedagogice și am lucrat și colaborator pentru diverse ONG-uri, pentru diverse societăți care implementau proiecte. Și ceea ce m-a ajutat foarte mult este că, menținând un singur domeniu de activitate, cel al consilierii școlare, mi-am amintit la un anumit nivel de competență, nu aș vrea să spun un expertiză, dar știm cu toții că expertiza într-un domeniu te face novice inteligent în orice alt domeniu. Deci, odată ce deții niște competențe fine pe care ți le cultivi în câțiva ani, nu imediat ce am intrat în sistem, am și dobândit acele competențe, ce am stat câteva ani, 3 ani, 5 ani, să învăț, după care mi-am folosit aceste competențe pentru a putea accesa și alte domenii de activitate. În prezent, în inscripția pe care o coordonez, avem și un proiect de fonduri europene, similar cele pe care îl aveți în manageria de câteva luni. Nu este puțin în bază de documentația care o presupune, o pun să și eu la început. Dar, de fapt, aproape din 3 ani am încercat să accesăm și alte activități. Merită să fii stabilă, să fii focusat și concentrat pe un anumit domeniu de expertiză pe care vrei să-l dobândești. A fi ca și o asumă vinculată cu care hai să încerc și domeniul acesta, hai să fac și psihologie în funcție și școlare, și cultură, și marketing. Nu știu, aș privi cu rezerve acest aspect. Cu siguranță că din fiecare experiență de formare rămâi cu ceva și vezi orice context de învățare îți aduce un plus. Dar pe termen lung, expertiza și competența maximă o dobândești prin muncă, prin reflexia asupra propriilor situații de învățare, prin foarte mult studiu, foarte multă răbdare, toleranță la și, într-un final, vor apărea și acele satisfacții. Ce piedici obținut? Am trecut și prin diverse piedici, pentru că nu, chiar dacă îți dorești mai mult, fiind într-un sistem plativ de stat, în care lucrezi sunt într-un șablon, lucrezi cu anumite prototipuri de alumni, oamenii nu tot timpul acceptă așa ușor noul, ideile pe care le ai, a trebuit să învăț să lucrezi cu foarte mulți șefi. La fiecare se explică
reușim, am